Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să facem Brawl Stars. O să ne jucăm Brawl Stars. Și o să deschidem niște chesturi frumoase. Hai să începem video cu un chest foarte, foarte frumos. Adică, interesant. Oricum o să ne pice ceva nou. Adică ne dăm și noi seama. Și avem 5 tichete. Și aș vrea, foarte frumos, să mă aduc la shop și să vedem ce mai avem aici. Da, pentru asta 500, bine. Ok, hai să ne băgăm la solo. Și hai să jucăm un mare match. Nu fim aproape. Am grijă la el primul și mulți. Deci fiți atenți să nu vă băgați niciodată un meci unde sunt. Adică să nu vă băgați unde sunt tu. Adică să nu luați chesturile unde sunt eu acum. Că s-ar putea să aveți o mare surpriză. Oricum cu Colt destul de mult, nu? E bun, e destul de bun. Și teoria e că Colt fiul lui Bull și lui Pam. Și Jesse ar fi sora lui. Că n-ați văzut că au culoarea la fel la păr, dar nu se știe dacă Colt este fiul lui Bull, nu se știe, că n-au părul la fel, n-ați văzut ce, uite, la Colt are steluța aia pe spate, uitați, și o să vă arăt imediat, să aveți, ce am știut că e unul aici, ok, nu e nimic, 40, stai puțin, să vă arăt acum. Stai să deschidem și chestul ăsta, cred că o să-l deschidem, nu? Nu mai am. Ok, o să vă arăt acum. Stați, unde e? Uite, Bull are... Stați. Așa, Bull are pe spate craniul ăsta. Așa cred eu. Și Colt are pe spate steluța asta și pe încălțăminte. Stai să vedem dacă are și Bull încălțăminte. Nu, nu mai un craniu are. Stai puțin să ne uităm și noi la Jesse ce are pe spate, dacă e. Păi pe spate are cățelușul ăla. Și pe mare, nu știu, stai puțin. Nu am pe Pam, să știți. Are de-alea, cum se numesc, șuruburi. Da, uitați, are un ceva pe umăr. Ok, nu contează. Hai să ne trecem la, să trecem la meciul nostru favorit. La meci. Și hai că mai avem puțin și facem și noi 2600 de trofee. Și nu uitați de butonul de like și de subscribe. Și pe fundal oricum o să fie muzică. Deci fiți atenți, deci... Uite aici cel mai tare. Oricum, și rămânem pe ambuși. Și rămânem așa tot meciul până ajungem la 5. Ați văzut cum am făcut. Și hai să mai povestim. Uite, așa am crezut eu că va fi meciul ăsta. Bine, hai să ne gândim la ceva. Da, eu așa am văzut că mulți youtuberi au văzut chestia asta, că Colt, Bull, Pam și Jesse ar fi o familie. Și chiar cred că, uite, ați văzut că Pam, Jesse și Colt au părul la fel. Adică roz, cred. Că e roz sau roșu. Nu contează. Dar în următorul update s-ar putea să bage un sniper. Bine, avem un sniper deja, adică Piper, dar
Ci că s-ar putea să bage încă un brawler nou. Nu știu deja cum se numește brawlerul. Hai că suntem cu. A fost invizibil, fac. Oricum, m-a bătut Leon. E bun Leonul. Și da, păi, așa este că mai e puțin și vine update-ul ăla nou și uitați, și noi nu avem deja, abia avem brawlerii ăștia pe care îi avem noi acum. Adică, El Primo, Shelly, Daryl, Bull, Colt, Nita, Poco, Brock, Piper, Dynamite, Jesse, Barley, domne, nu știu să-l pronunț pe Barley, Penny și Rico. S-ar putea. Nu sunt foarte sigur. Stai, că ăsta e miner. Că Dynamite, Carl și cine mai era asta? Că poate îmi dau și o seama cine. N-are cum Rico. Așa, hai să trecem la subiect, că ăștia doi s-ar putea să fie niște mineri foarte recunoscuți. Oricum, nu contează, nu băgați în seamă chestiile mele. El Primo are el o poveste, cum au toți brawlerii, cum a fost și în Clash Royale. Cred că a jucat Clash Royale, a fost cel mai bun joculeț de Android pe Android. Este cel mai, era cel mai bun joc de Android. Dar după un an, cred, ar fi Brawl Stars. După asta ar fi Brawl Stars. Acum e cel mai recunoscut joc de pe Android, adică toți youtuberii, aproape toți gamerii joacă Brawl Stars, adică așa mi se pare mie. Ok, cred că Jesse, Jesse aici. Avem forță să o dobărâm, cred. Da, am putut să o dobărâm. Da, așa am crezut eu. De mă, acolo, că să discutăm chestiile astea. Ar fi foarte șmecher. Da, hai să mergem aici. Hai în tușul. Trebuie să fim atenți, fraților. Deci, trebuie să fim atenți. Că nu se știe câți de. Să lămurăm pe. Să lămurăm ăștia. Mai sunt 3. 3 mai sunt. Nu, e Brock. Nu, e Bull. A revenit Colt, 2 de Colt și. Nu, să-și dea din ultima ta. Asta nu se-mi plac. Da, putem să o omor, da. Am dat eu ca prost un limata în altă parte. Da. Hai că am ajuns și noi la 2600. Și mai avem puțin și s-ar putea să ajungem și noi la 3000 de trofee. Așa, hai să vedem pe ce loc suntem noi. Pe al 4. Al 4-lea loc. Da. Și cred că cam am dat pentru astăzi. Hai să dăm un upgrade la cineva, cred, nu știu frate, dar 800, bă, mai am puțin și pot să-l fac și eu, o fac și eu pe Nita, dar stați puțin, ce are Nita aici? Te-ai dat cu upgradezi, 50, ok, wow, super, oricum, da.
Acum, eu aș vrea să îl fac pe Poco, adică el când dă damage poate să-și facă viața la loc. Și o să-i fac și o să iau și un skin curând. Dar cine mai avea? Dar ar fi Nita și cu Poco sunt la egalitate de power. Jumate de au de 5, jumate au 6, jumate au un sfert, au 4, a, numai unul de 4, unul de 3 și unul de 2 power, adică. Oricum sunt buni ăștia ai mei. Adică brawlerii pe care i-am eu acum sunt foarte, foarte buni. Adică eu nu am nimic împotrivă că eu i-am acum pe ăștia. Așa, și cam adevărat pentru astăzi. Nu, cred că v-a plăcut ce am discutat noi azi despre Colt și familia lui. Și despre... Stați puțin să-mi aduc aminte că eu uit câteva chestii. Și despre... cine a ajuns mai departe. Și da, și cam atât. Nu uitați butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare la un alt episod. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ciao! Hold up.